Măi, oameni buni, măi, oameni tineri, frumoși și liberi, public drag, cred că vă întrebați de multe ori cum face band de asta, deși are o vârstă, să arate așa de fresh, așa de proaspăt când apare în filmări. Că-i podcast, că-i vlog, că-i scenetie pe bani, doamne, da? Că-i cafeaua de după. Secretul stă în pilozitatea facială. Nu vă gândiți la prostii, la glugi și la alte nii. În primul rând, trebuie să ai barba destul de crescută. Mă uit la barbă, jumate albă, trei sferturi gri și ce-o mai rămas alb e din greșeală. Deci un bărbierit plăcut care începe cu o soponială. Prima dată dăm foc. Clujului, chiar voi ce cântați când vă bărbieriți, dragi doamne, dragi domni? Așa, dăm cu apă, caldă de preferință. Emoliem barba, da? Și după aia ce luăm? Lăsăm să meargă, oare zgomot de fundal? Lăsăm așa atunci să se facă gilet de care? Cu aloe vera. Vera, vera, vera. Și cu mâna cealaltă, da? Să dăm în barbă, ok? Nu știu ce am luat, dar știți că eu ca ardeleanu, dacă am luat odată, până se termină, îl folosim. Plecăm bine, 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 până sub ochi. Vă spun eu, dragi bărbați, care aveți probleme cu îmbătrânirea prematură, secretul e să stai perciunii cât mai mici. Să nu-ți lași perciuni, că e altă teorie, aia care chelesc, aici aș lasă perciunii mari. No, noi avem păr aici, da? Perciunii scurti. Așa, da? Gilet cu aloe vera. Bun. De Crăciun fi mai bun, fi adevărat, spune da, spune nu și cu ce ne bărbierim, tot cu gilet. În studenție, luase tata un aparat de ăla, de se punea la manier, știți? Bă, mă bărbieream să merg la facultate, că am făcut o facultate și zici că eram din desene animate, tot tăiat pe față, da? Și de aici fixăm perciunul prima dată, da? Se vede? Perciunul drept, perciunul stâng. Dacă avem dubii, punem un pic de apă. Acum nu o să luăm noi boloboc, nu o să luăm noi bulă de aia, dar trebuie să avem un punct de reper. Și cântăm în continuare. La la la, nu-i pământ ca și ardea, la 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 la. Eu încep cu obrajorul drept, că sunt mai de dreapta. Hapaciu! Și bine ne simțim noi bărbații când ne bărbierim. Acum vă bărbierez la studio, dar atât timpul când mă bărbieresc acasă, nu mă aud. Tati, vreau să fac pișu! Pifă pișu, dar n-am o liță. Nu, ia o liță, aici jos. Vă, cum vă cresc firele jos? Scuzați, nu vorbesc cu doamnele, cu domnii. Zice că Maria îi zice lui Ion, Ione dragă, când te bărbierești, sau cum se zice în Ardeal, când te razi, Ione dragă, fii bun și fă-mă și pe mine inghinal. Fă-mă inghinal. Deci eu bine, Maria, spun când mă bărbieresc. Nu, no, vine ziua în care eu se bărbierește, trebuia să meargă la biserică sau la păcănele, nu știu. Și zice Maria, hai, îi zice lui Maria, hai dragă să te bărbieresc. Și o bărbierește, Ioan, o bărbierește inghinal. Da? No, stânga, dreapta, stânga, știți cum e, de sus în jos. Și când se apropie de chestia aia, îi zice eu lui Maria, na, Maria, fă așa. Mărie, fa așa. No. De multe ori în viață vreau să-mi las cioc. Ci că ciocul te ajută în viață și nu numai. Cum aș arăta eu cu cioc? Nici cum. Fire albe, fire nu știu cum. Așa că dăm și ciocul jos. Pune ciocul jos dacă ești periculos. De o stație nici nu mai discut. Să nu asta zice niște froci? Nu. Vă dați seama, eu am filmări, noi avem filmări, avem de povestit, avem de discutat. Cum aș arăta dacă mi-aș lăsa niște păr în plus? Și uite așa s-a dus momentul pentru mine. Gilet cu aloe vera. Am cunoscut eu pe una vera din Botșeni. Ce ziceți? Ce părere aveți? E suficient de fresh ca să începem filmarea pentru o nouă cafea? Bine, acum sunt tehnologii de alea, de spun și... Apasă...
Dar nu cred că e cazul. A? Vorba ardeleanului după un bărbirit bun. Faină, sfârșit. Ce se întâmplă mai departe? Dăm cu un pic de spirit sanitar. E bun și la COVID și la ieftin. Și acum, no, închidem ochii. Titanize, altă viață. Știți cum zicea Irina Login, ca să dispară gușulița, palme. Eu cred că da. Cred că e ce trebuie. Ziceți și voi în comentarii. Prezentați-mi skillurile voastre în ceea ce privește bărbieritul. Că un ras la timpul lui face cât vă zice distracții. Hai că nu mai stau aici, mă duc să filmez cafeaua de după, v-am pupat.